Partidele de stânga și ecologiștii se vor prăbuși, dreapta își va reveni, acestea sunt concluziile unui studiu elaborat de Consiliul European pentru Relații Externe, în vederea alegerilor europarlamentare din anul 2024. În România se vorbește mai puțin despre europarlamentare, mai mult despre comasarea alegerilor. Nu mai știu oficialii de la București ce să comaseze cu ce. Într-o primă fază au existat discuții legate de faptul că primul tur al prezidențialelor ar merge destul de bine cu localele. Intră și primarii în scenă și pot să-și dea valoarea efortului în campania prezidențială. După aceea se discută despre o comasare a europarlamentarilor cu alegerile locale. Pe scurt, îi deranjează foarte tare aceste patru rânduri de alegeri, 5, dacă ne gândim că vor fi două tururi pentru președinție. Îi mulțumesc foarte mult domnului profesor Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice, în studio alături de mine. Bine ați venit! Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Într-o perioadă foarte agitată în Europa, protestele fermierilor se propagă după ce am văzut o Franță blocată de fermieri, așa cum ei știu foarte bine să comită aceste blocaje, cu baloți de paie, cu tractoare așezate de-a lungul drumurilor. În Italia au ieșit fermierii în stradă, cer subvenții mai mari, așa cum se întâmplă și la noi. Lituania, am văzut Vilnius, era plin de tractoare și vom vedea toate aceste imagini. Între timp, la noi protestele fermierilor au scăzut în intensitate, dar la Ministerul Muncii sunt sindicatele Sanitas care protestează, vor fi și alții, adică guvernul român este sub asediul solicitărilor. Și dacă vorbeam ora trecută despre faptul că există note ale serviciilor secrete de informații, ale serviciilor franceze de informații, publicate de site-uri de știri, BFM TV publica o notă a serviciilor de informații, potrivit căreia, dacă aceste proteste nu vor fi calmate acum, situația riscă să ducă la un derapaj regretabil. La ce ar putea să ducă la noi situația? Că noi suntem ținuți în orb, așa, nu ni se spun lucruri multe. Cred că protestul început acum mai bine de două săptămâni și care îi angajează pe fermieri și pe șoferi, transportatori, cum li se spune mai nou, arată mai multe lucruri. Sunt cereri foarte numeroase, dezlânate. La un moment dat erau 70 și ceva de solicitări. Unele erau rezonabile, perfect rezonabile, altele, în fine, erau exagerări evidente legate de fixarea unor poziții inechitabile între cei care plătesc poliția RCA ca transportator și alții, în fine, tot felul de încurcături de acest fel. Pe lângă asta s-a văzut că forța federativă a sindicatelor a scăzut foarte mult. Nu există niște parteneri care să reprezinte într-un mod articulat, nu-i așa, interesele sindicale ale diverselor categorii, ci au existat mai degrabă sau sunt în continuare mai degrabă grupuri, la limite chiar și persoane care în interiorul acestor voci protestatare încearcă să impună un lucru sau altul. Am văzut pe de altă parte, sau în al treilea rând, o atitudine a autorităților care n-au respins discuțiile, s-au întâlnit pe rând diversi miniștri, în general din PSD, pentru că întâmplarea face ca majoritatea chestiunilor pe care le solicită protestatarii să țină de ministerele păstorite de PSD-iști. Am văzut de asemenea un dezinteres total al șefului statului. Președintele astăzi l-a rugat pe Marcel Ciolacu să intervină și să stea de vorbă cu protestatarii. Am fost la examen de azi dimineață până la prânz acum și am pierdut această bornă esențială în evoluția vieții noastre politice. Președintele care cere, în fine, după aproape 3 săptămâni ceva, el însuși are un rol de mediere și sigur că dacă, în fine, constată după o vreme
că nu merg negocierile la un anumit nivel, poate să gândească un format, cum se spune, dar în fine. Am mai făcut asta săptămâni... vreodată? Adică, da, a intrat în scenă cu profesorii. Când era grevă în școli și a primit vizita unui oficial german, i-a adus de acasă pe elevi și au cântat o lume minunată. Da, în fine, nu vreau să aprofundăm acest subiect pentru că este trist și decepționant și, cum vreți să-i mai spunem, găsim numeroase sinonime pentru a exprima această dezolare. Dar e foarte greu de prezis, de anticipat ce anume ar putea să producă aceste proteste. Ce am văzut în vara trecută este că după o vreme, într-adevăr, profesorii au cedat, li s-au promis câteva lucruri, era vorba în principal atunci de nivelul salarizării. Acele promisiuni au fost ținute în mică măsură, s-au amânat foarte mult termenele. Promisiunile la cota la care au fost făcute privind o salarizare sporită cu 40%, evident că n-au fost ținute. De fapt, mai toată lumea cred că știa că n-o să fie ținute aceste promisiuni, dar presiunea de astă vară legată de examenele de final de ciclu școlar, presiunea asta a făcut ca proteste să încedeze. Acum, probabil că iară se va ajunge la un consens, la un compromis slab cu grupuri sau cu un grup mai semnificativ din această masă de protestatari și asta va înceta. Însă, așa cum ați spus, s-au mai întâmplat și zile trecute, sunt alte grupuri profesionale care reacționează. Mulți spun, da, e un comportament oportunist, că e an electoral și încerc să, iertați-mi expresia, să ciupești ceva, că poate cedează. Eu nu cred că e vorba de un comportament oportunist. Sigur că fiecare judecă oportunitatea unei acțiuni în funcție de un calendar electoral politic. Dar cred că aceste grupuri exprimă o insatisfacție, o nemulțumire vădită și vedem că se accentuează dimensiunea asta profesională a protestelor. Nu vedem în mică măsură proteste politice, nu? Partidul, mă rog, de acum e Alianța Dreapta Unită, nu are manifestări de stradă, nu? Poate că o să aibă, în fine, peste câteva zile o să prezinte protocolul politic, își prezintă listele, această Alianță duminică, Dreapta înțeleg. Unită, da. Duminică, da? Și poate că urmarea acestui moment vor aduce și în joc un tip de protest politic. Singurii care se duc în stradă sunt extremiștii Șoșoacă, Simion. Altfel, opoziția nu e în stradă. Puterea nu e în stradă decât la ocazii astea ceremonioase. Ieri, deja Unirii, de altfel, dacă îmi permiteți această mică paranteză, a fost sărbătorită într-un stil foarte cazon. Adică, știți, Unirea a fost făcută de două parlamente, Parlamentul de Iași și Parlamentul de la București, care au avut atunci curaj să aleagă aceeași persoană și într-o parte și într-alta. Și n-a fost deloc invocat Parlamentul în vreun fel sau altul. N-a fost ceva petrecut la Parlament ca să onorez. Probabil unul din cele mai curajoase acte pe care le-au făcut parlamentele la noi s-au făcut parade militare. Ce are Unirea Lucuza dubla alegere cu paradele? Nimeni n-a zis, cu avioane pe cer. Adică autoritățile demnitarii, că au fost angajați și primul ministru, și președintele, și fostul prim-ministru care e șeful senatului acum, au transformat și Ziua Unirii într-o paradă militară. Și altfel nu sunt în stradă să-i vezi, nu știu, vorbind cu cetățenii. În stradă folosesc termenul generic, să fie niște locuri, nu știu, să meargă într-o școală, să vadă cum merge România educată. Da. Sau auzeam să meargă, printre revendicările în spitale sau unde sunt. S-a discutat despre lipsa de persoană în spital. Nu-i vezi acolo. Marcel Ciolacu s-a dus ieri la Spitalul Universitar, dacă nu mă înșel. Sper că n-are vreun beteșug. Cred că vizita a fost înainte de acest anunțat protest al Sanitas de astăzi. Încercând să dezamoseze situația. Alminteri, ceea ce spuneți, faptul că protestatarii își doresc să vină la fața locului liderii politici, e monedă curentă în Occident. Se cere ca miniștrii sau prim-ministru să se ducă să stea de vorbă acolo unde sunt ei. Păi, până și era să zic că Ceaușescu s-a dus să vorbească cu minerii, nu? În 77. Deci, acum, el era un dictator.
Politicienii democrații ar trebui să fie mult mai atenți la aceste semnale, mai ales într-un an electoral. Adică nu se poate cumpăra totul, știți? Pentru că, nu știu, s-a cumpărat scena publică, nu? Vărsând milioane și milioane de euro în trusturi de presă, în tot felul de aranjamente cu redacții, cu agenții, în fine, nu mai insistăm asupra acestui lucru, dar când vezi că sunt atâtea proteste, nu trece o săptămână fără ca o categorie profesională, ca grupuri, poate că nu sunt semnificative ca număr, dar sunt semnificative din perspectiva asta, a profesiilor. Atâți oameni sunt nemulțumiți. Când vezi acest lucru, cred că e bine să te gândești la o atitudine ceva mai respectuoasă, ceva mai atentă, mai prudentă și nu la triumfalismul ăsta. Știi, scoți avioanele pe cer ca să... și îți cântă muzica și te simți bine. Dar oamenii nu se simt. Sigur că te bucuri la aniversările oficiale, nu e în joc chestia unirii, dar e strident și în raport cu semnificația actului că unirea n-a avut nimic de a face cu armata, cu parada militară și în raport cu ce e acum îngrijorarea cetățenilor români, nu? Da, sunt am văzut mulți. Ieri pe Diana Șoșoacă s-a ajuns la nivelul, adică ea, Diana Șoșoacă, și-a comandat o fanfară specială, o fanfară care i-a dat onorul. Sper că vom vedea aceste imagini. Haideți să vedem dacă le și auzim. La Piața Unirii aici. Sunt pe live, eu vorbesc cu ale mele. Am văzut ceva inacceptabil. Atenție, jos. Garduri. Două rânduri de garduri puse de primărie și de jandarmerie. Și nu poți să intri în țar ca oaia decât dacă îți controlează geanta și scoate tot ce ai în geant. Noi nu vom intra în țar. Vom înconjura țarcurile. Noi suntem oamenii libertăți. Nu. Nu e ce voiam să vă arăt. Diana Șoșoacă și-a comandat o fanfară care i-a dat onorul. Fanfara a cântat cum a putut, fals cum a putut, că nu era o fanfară militară, era un taraf. Nu mai contează asta. Știți ce contează? Contează faptul că au apărut astăzi cifre în ultimul sondaj de opinie realizat de Avangard. Diana Șoșoacă îi suflă în ceafă lui Marcel Ciolacu. Este pe locul al doilea la capitolul încrederea pe care românii o au în oamenii politici. Da, bun, acum dați-mi voie să fac o mai întâi observație legată și de Diana Șoșoacă și de George Simion. Ați văzut, ei filmează și se filmează permanent. Adică ei pun, dincolo de faptul că se substituie ziariștilor, nu gazetarilor, ei se arată pe ei înșiși. Adică telefonul e oglinda pe care o au tot timpul la ei, nu? Asta arată o preocupare obsesivă pentru sine, nu pentru ceilalți. Nu? Un politician se angajează pentru că îi pasă de ceilalți. Nu? Și vorbește despre ceea ce ar putea să facă pentru ceilalți. Nu se pune în scenă, nu devine un personaj mai mult sau mai puțin ridicol în funcție de gust, de șarm, de stilul, de discernământul pe care îl are unul sau altul. Asta este primul lucru. În al doilea rând, sigur, spuneți Diana Șoșoacă îi suflă în ceafă lui Ciolacu. Așa problema este sondaje. Că da, arată și sondaje, dar faptul fundamental este altul. Toți cei care, într-un fel sau altul, au fost presupuși a fi sau menționați ca prezidențiabili, au cote de neîncredere între 66 și 79%. Deci toate numele care au fost pronunțate până acum sunt la o cotă de neîncredere care este între 2 treimi și 4 cincimi. Da? Asta înseamnă că dacă vreunul dintre ei ajunge președinte, Șoșoacă inclusă,
ei au între două treimi din cetățeni și 21% din cetățeni, și 80% din cetățeni împotrivă. Deci dacă se ajunge în situația în care ăștia sunt actorii, vom alege între persoane care stimulează o neîncredere colosală. Faptul că Marcel Ciolacu are 20% de oameni care îl simpatizează și 67% de persoane care consideră că nu este bun de lider, spune ceva fundamental, și anume faptul că decepția politică s-a transformat într-o neîncredere în acești lideri. Populiștii fiind incluși aici, nu? Deci nu sunt Șoșoacă sau Simion, nu sunt personaje care să fi produs încredere. Nu? Încrederea maximă e la cota asta de 23% sau 26%, nu mai știu cât era, am văzut și eu cifrele livrate de Avangard. Asta ne arată două lucruri. E posibil ca scena să rămână blocată în aceste personalități, nu? Și ce va urma? Inevitabil, pentru că alegerile se țin, doi dintre cei pe care îi vedem în acest tablou se califică în finală și, repet, se alege între unul care are două treimi neîncredere, da, reținere, și altul care are patru cincimi. Nu? Deci alege între doi oameni care sunt detestați pe fond de mase covârșite. Sau există varianta în care în unele din aceste tabere sau în toate se găsesc figuri alternative care să fie capabile să suscite încredere. Nu contează, știți, e ca într-un clasament sportiv, dacă vreți. Dacă te uiți doar la coada clasamentului, adică dacă până la urmă clasamentul e doar al codașilor, al echipelor care mănâncă tot timpul bătaie, câștigă un meci din 8, nu poți vorbi de performanță, nu poți vorbi de ceva consistent, nu? Vorbești despre codaș, e ca o întrecere între oameni foarte puțin dotați pentru o competiție sportivă sau pentru altceva. Da, deci semnalul dat de aceste sondaje este semnalul unei neîncrederi, repet, copleșitoare între 2 treimi și 4 cincimi, între 66% și 80% din aceste personaje politice sunt detestate, sunt considerate ca nefina locul lor acolo. Deci degeaba se expun în public. Sigur că poate să existe un calcul mult mai cinic, oamenii ăștia să nu dorească o majoritate. Deși într-o democrație îți dorești majoritate. Dar cauți o majoritate, singur sau împreună cu alții. Oamenii ăștia s-ar putea să-și dorească doar să se pună în valoare, în modul ăsta de care vorbeam, pentru a avea ceva, nu? Poate că își doresc să aibă 15% sau 20% din Parlament, ca să aibă o tribună, ca să aibă resurse de la stat pentru a le distribui în tot felul de locuri, da, și așa mai departe. Dar noi vorbim tocmai despre anul în care avem 4 alegeri, n-am avut niciodată 4 alegeri într-un an, niciodată în istoria noastră, o oportunitate tocmai pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru a găsi lideri de încredere, pentru a găsi o formulă de guvernare, pentru a discuta politici ce anume urmează să facă oamenii pe care îi alegem anul ăsta în anii următori. Și așa mai departe, dacă ne mulțumim cu acest spectacol jalnic, cu unul care e detestat de două treimi, care se opune ăluia care e detestat de patru cincimi din români, e ca și cum, știți, ne uităm la Concordia Chiajna cu FC Voluntari. Nu ne mai uităm la Real Madrid cu AC Milan sau cu Manchester City, știți? Deci e o chestiune de nivel. Suntem într-o fundătură și eu am încă speranța că provocarea asta a patru scrutine să aducă resurse noi, să-i pună pe gânduri pe cei care sunt responsabili în organizații internaționale să caute importante, influente, să caute în interiorul organizațiilor lor influente alt tip de profil, pentru că altfel oamenii ăștia ar trebui să plece acasă dacă un prim-ministru responsabil vede că e de aproape un an la guvern și are o neîncredere de două treimi. Nu știu dacă e bine să gândească la prezidențiale, cum înțeleg că face domnul Ciolacu. Adică e exact contrar al ceea ce ar trebui să faci. Da, dar și domnul,
dacă îmi permiteți, păstrând această comparație fotbalistică pe care ați adus-o în discuție și domnul Klaus Iohannis, părea echipă de Champions League când a preluat mandatul de președinte al României, iar acum s-a transformat în agenție de turism. Înțeleg că iarăși sunt dezvăluiri pe care le fac jurnaliștii la Antena 3 că domnul Iohannis vrea să plece iar în Vietnam, în Oman și în Coreea de Sud. Și a ales niște destinații noi. Era previzibil, e evident că avem de-a face cu un președinte care în ultimele luni de mandat călătorește. Însă chestiunea promisiunii unui lider mai bun rămâne. Acum, sigur că te pot dezamăgi, nu? Și e inevitabil și în politică, e inevitabil în politică lucrul ăsta. Și în unele cazuri dezamăgirea e foarte mare. E cazul acum al președintelui Iohannis. Dar dacă te mulțumești cu asta și concluzia din această decepție e că rămâi la aceste personaje de divizia secundă, cum zice aceste divizii secunde, și că e inevitabil să alegem între Ciolacu și Șoșoacă, nu cred că faci, nu știu, poate sună pretențios, un bine patriei. Adică eu cred că și în Partidul Național Liberal, și în Partidul Social Democrat, și în USR, există totuși preocuparea asta de a căuta o alternativă veritabilă, nu de a recircula personaje care sunt în acest moment într-o situație extrem de precară. Uitați-vă, într-adevăr, președinte Iohannis a intrat atunci în cursă de pe o cu totul altă poziție, nu? Era cineva mai degrabă simpatizat decât antipatizat. Tocmai de asta l-a ales Partidul Național Liberal în locul celui pe care îl pregătise, nu-i așa, Crin Antonescu, nu? Și, în fine, faptul că a dezamăgit e un alt aspect al poveștii, dar nu poți să pleci de la cei care au dezamăgit deja și să zici hai să ne mai dezamăgească în continuare, rămânem cu ei, nu? Și marea problemă aici, de altfel, este pentru Partidul Social Democrat, pentru că nu trebuie să uităm, Partidul Social Democrat e la putere din 2012, de la căderea regimului Ungureanu, doar 9 luni a lipsit PSD-ul majoritate. Se consideră lider în sondajele de opinie de până acum, nu are unde să te duci mai sus decât pe primul loc. Și asta ne transmit în fiecare zi. Da, bun, poate să fie și o amăgire, pentru că, în fine, lumea a înțeles că PSD-ul e la guvern, nu? Era oricum în majoritatea care l-a susținut pe Ciucă, a avut miniștri din momentul în care Marcel Ciolacu a preluat guvernarea. E clar că avem o politică PSD-istă pură și dură, nu? Eu cred că vor avea alt scor la europene. Nu cred că vor sta atât de bine cum se amăgesc în acest moment. Pentru că sunt foarte multe greșeli pe care le-au făcut. Eu mă aștept să facă, e și o specialitate a casei, să facă mari erori în campanie electorală. Și, în fine, convingerea mea este că nu vor rămâne acolo. Dacă insistă însă să meargă în alegere prezidențială cu unul ca Ciolacu, sigur vor pierde acolo. Dacă mă transform în comentator neutru, ci în cetățean cu o opțiune politică, nu vreau să vă spun ce bucurie mi-ar trezi eșecul lui Marcel Ciolacu, pentru că nu cred că e cineva care are profilul unui președinte. Nu pare să fie din nu pare să aibă croiala asta, nu? Înțelegem că există posibilitatea unei surprize după alegerile. Toată lumea ia alegerile europarlamentare ca pe un barometru care ar putea să reseteze inclusiv oferta politică. O mare trebuie surpriză după trist, europarlamentare. Da. Când ziceți asta, trebuie să fie foarte trist sociologii. Pentru că asta înseamnă că neîncrederea politicienilor în sondajele astea care se fac e zero. Dar sigur că urnele sunt mai relevante decât sondajele. Nu? E clar. Oricum, nu? Urnele spun adevărul despre opțiune. Da, există o aviditate a opiniei publice față de sondaje în an electoral. E evident. Partidele sunt
foarte atente la ce sondaje dau publicității, pentru că, în general, partidele le comandă. Sigur. Nu? Sunt puține instituții care își permit să facă asta. E adevărat. Însă, să spui că doar după ce se calculează ultimele voturi la europene poți lua niște decizii înțelepte, înseamnă, între altele, să nu ai încredere deloc în ce te anunță sondaje, că există totuși niște tendințe, nu? Sunt clare anumite direcții. Cei care știu să citească bazele de date ale sondajelor trag concluzii care sunt utile pentru acțiune. Deci, e și asta un mod, de fapt, de a amâna decizii, nu de a construi un plan rațional. Pentru că, vedeți ce a apărut de curând, cred că ați și menționat chestiunea asta în debutul emisiunii, ideea de a cupla Noțiunea de comasare e sfântă. Da, revine obsesiv. Și ei își fac toate calculele. Ce se poate comasa? Cu ce? Când ar fi oportun să comasezi? Da. Când ar fi bine pentru PSD? Când ar fi bine pentru PNL? Că despre ei e vorba. Bun, acum dacă ne uităm la diversele proiecte, propuneri care au fost făcute, intenția aceea de a lega alegerile locale de ceva, de o altă lege. De ce? Pentru că la locale, în ultimele alegeri au venit un număr constant de cetățeni, în jur de 50%, și acolo s-a rămas la o cotă importantă, nu? În timp ce la prezidențiale, de pildă, în 2019, au fost mai puțin decât la europene. La alegerile europene au fost variații mari, au fost alegeri la care au fost 28-30% și în 2019 s-a urcat foarte sus la 51%, nu? Ce e relativ mai așezat, nu, e participarea la locale. În plus, se spune, există interesul tuturor politicienilor angajați în diverse organizații pentru a face campanie, pentru că ei nici și sunt direct interesați. Și atunci, dacă lipești o altă lege de locale, ai acest sprijin al organizațiilor de bază. De bază, sunt teritoriale, toți, da. Da. În timp ce, dacă le faci separat, primarii cu saci în căruță, s-ar putea să aibă alte preocupări în ziua votului. Cam ăsta e raționamentul foarte simplu. Nu știu de ce se întâmplă așa între 90 și 2004. Au fost alegeri simultane, legislative și turul întâi la prezidențiale. Așa s-a întâmplat din 90 în 2004. Și e o chestiune și de practică. Sunt cunoscute și efectele unor asemenea potriviri. E și legal. Nu e nimic în neregulă în cuplarea acestui, e constituțional. Dar asta e varianta care se evită acum. Dar nimeni nu vorbește despre această cuplare, nu? Care a fost cea mai naturală, probabil. Cea mai naturală e, repet, cum spuneam, cunosc. Să încearcă diverse combinații. Au mai existat în 2016, că nu mai știu când a fost încercarea asta, de a cupla, locale cu legislative, nu? Și Curtea Constituțională a spus nu, nu se poate. Acum s-au făcut tot felul de aranjamente. În opinia mea, asta trădează o anumită derută, am impresia, în primul rând la PNL, pentru că Partidul Național Liberal pare să fie cel care insistă cu comasările astea. PSD până acum a refuzat orice variantă propusă, nu? Pare să fie nesiguranța echipei de la vârf, Ciucă, Bode, înțeleg că sunt creierele politice peneliste, și în fine există tot felul de discuții, înțeleg că sunt mari controverse legate de alcătuirea listei Partidului Național Liberal, nu, aici n-a prea răsuflat nimic. Da, încă nu știm dacă îl susține cineva pe Nicușor Dan sau nu. Asta e marea întrebare, dacă va exista o dreaptă unită în jurul lui Nicușor Dan. M-aș întoarce la nivelul Uniunii Europene. Da. După cum spuneam, un studiu arată că partidele de stânga și ecologiștii ar urma să se prăbușească în urma acestui euroscrutin, că va fi un reviriment spectaculos al dreptei, că se așteaptă o victorie a populiștilor în cel puțin 9 țări. Haideți să le luăm pe rând. De ce se prăbușesc partidele de stânga? Vor prăbuși? Da, există sondaje în care partidele de stânga guvernamentale, cum se spune, social-democrate, care au fost la guvern în diverse țări, rămân la cota la care sunt astăzi. Cam așa arată
sondajele făcute în ultimele luni. Deci nu e o diferență semnificativă. Poate să fie niște pierderi. Cine pierde e stânga radicală, nu? Stânga radicală a fost pe val după crizele financiare din anii 2008-10. Atunci stânga a urcat în forme de protest, Podemos în Spania, de pildă, Syriza în Grecia și așa mai departe. În final, au fost tot felul de formațiuni de felul ăsta. Acum s-au mai prăbușit pentru că în unele locuri aceste partide au ajuns la guvernare, au dezamăgit, entuziasmul contestatar s-a pierdut și așa mai departe. Socialiștii, socialdemocrații, socialiștii nu stau atât de rău, dar nici nu cresc. Adică ei au căzut la alegerile anterioare, la ultimele două alegeri europene, n-au mai făcut scorul bun pe care l-aveau în 2009. Deci 2014 și 2019 au fost momente de cădere. Acum rămân cam pe acolo. Partidul Popular European e și el stabil după ce la rândul lui a pierdut în 2019 în raport cu ce avusese înainte, dar nu foarte mult, 10-15 locuri, nu mai am cifrele exacte în minte, dar n-a fost o cădere spectaculoasă. Cei care pierd însă sunt ecologiștii, pentru că foarte multe din protestele astea din ultimele luni sunt proteste care au ca sursă, ca izvor, adoptarea așa numitului Green Deal, da. Politici prietenoase cu mediul, care au un impact asupra agriculturii, care au un impact asupra prețurilor, asupra industriei. Industriei nu mai vorbim și atunci ecologiștii nu prea mai au voce, adică li se reproșează politicienilor europeni care au croit astfel de politici tocmai ambițiile ecologiștilor. Cei care cresc sunt cei din grupul suveranist, așa se numește în Parlamentul European, numele lui precis e Identitate și Democrație, e grupul de felul lui Simion și a lui Șoșoacă. Nu, aici găsim partidul Marine Le Pen în Franța, partidul lui Salvini, Liga din Italia, Alternative für Deutschland. Mai sunt partide de același profil în țările nordice, în Danemarca, de pildă. Sunt partidele care consideră că tot răul din lume vine de la Bruxelles, fără să detalieze asta, care consideră că trebuie să spargem Uniunea Europeană, nu Alternative für Deutschland, de pildă, propune acum clar un referendum pentru ieșirea Germaniei, stat fondator, stat puternic în interiorul Uniunii, din această Uniune. Sau sunt partide antisistem cu combinații de naționalism, cum sunt și astea de la noi, Șoșoacă, Simion, care au recuperat și teme mai vechi ale naționalismului românesc, intoleranțe de tot felul și tema asta a adversității față de Bruxelles. Nu sunt clar anti-europene. Adică da. Anti-europene nu că ți-ar zice Europa e rea. Le zic Europa e bună, e generoasă, dar nu cea instituțională, nu politicile. Nu avem nevoie de politici. Adică ei trăiesc așa într-un soi de viziune turistică asupra Europei. E foarte interesant în perspectiva alegerilor despre care vorbeam, pentru că oricum ultima variantă pentru comasarea alegerilor propusă de PNL în coaliția cu PSD pare să fie o comasare a europarlamentarelor cu cele locale, adică 9 iunie, concomitente europarlamentare și locale. Interesant cum va suna, adică de la primar la eurodeputat? Bun, aici trebuie amintit un fapt. În principiu la noi alegerile locale se țineau la început de iunie. Europenele, la rândul lor, s-au ținut mai iunie în perioada asta. De când am intrat noi, însă, europenele s-au, în Uniunea Europeană, europenele s-au ținut în anii cu prezidențiale și localele cu parlamentarele, pentru că mandatul la locale și la parlamente de 4 ani, la Parlamentul European e de 5 ani. În 2020 s-a întâmplat într-adevăr ceva cu alegerile locale. Ele au fost amânate de la debutul lui iunie, cum s-au tot ținut din anii 90 încoace, la mijlocul anilor 90, s-au amânat în septembrie, din pricina pandemiei. Dacă ele n-ar fi fost amânate în 2020, atunci, într-adevăr, acum ele ar fi fost ținute, dacă în cadența asta de 4 ani s-ar fi rămas la calendarul debutul verii în locale, atunci locale ar fi fost
programate cândva în acest interval de timp. Și se întâmplă și în alte țări. Nu este ceva, cum să vă spun, straniu să ai simultan alegeri locale cu alegerile europene. S-a mai întâmplat și în alte locuri, în numeroase țări membre, și inclusiv parlamentare s-au făcut în acea zi cu europenele. Pentru că, în fine, sunt calendarele electorale interne ale diverselor țări. Problema este că, în acest moment, mandatele aleșilor locale expiră la sfârșitul septembrie și atunci ar trebui găsită o rațiune pentru a scurta aceste mandate, astfel încât să poți face alegerile locale în ziua cu europenele. Repet, doar pandemia le-a mutat în toamnă. Chestiunea, ce pot să argumentez, că nu mai suntem într-o stare de urgență, cum eram atunci, sau de alertă, sau în fine, au fost tot felul de stări grave, situația era extrem de complexă, ca să justifice asta. Adică nu mai poți să invoci urgența. Atunci s-a invocat urgența pentru a spune prelungim cu 3 luni. Acum nu poți să zici e urgent să le tăiem mandatele, ca să le tăiem mandatele. Și atunci e foarte greu de justificat juridic. Politic, justificarea e cea despre care am discutat mai devreme. Personal, nu exclud ca la Curtea Constituțională să se spună merge. Deci dacă se face deci un... Deci merge 9 iunie, europarlamentare merge. Și locale. Deci, Curtea e atât de politizată în acest moment. Sigur. Încât dacă ăsta este un deal politic făcut de guvernul actual, el poate fi sancționat de judecători. În plus, este un lucru interesant și pentru maghiari. Știți de ce? Pentru că în proiecțiile date până acum, maghiarii risca, udemeriște, vreau zic, da, risca să nu prindă locuri în Parlamentul European. UDMR-ul a fost constant acolo, a avut 2 sau 3 deputați că erau aleși pe listă, că, mă rog, Tocheș a fost ales la un moment dat și independent. Însă, acum, din diverse motive, inclusiv demografice, dacă se ține europenele fără a avea, de pildă, locale, UDMR-ul tremură. E posibil să nu ia, să fie sub 5% dacă valurile astea de naționaliști urcă și crește participarea foarte mult, peste 50%, riscul e mare. Și atunci, pentru maghiar să le cupleze cu alegerile astea, cu alegerile locale, europene, cu locale, e interesant, pentru că și-ar mobiliza, și disciplina la vot e totuși importantă, și-ar mobiliza toate forțele din teritoriu. Și atunci, dacă PSD-ul și PNL-ul consideră că e un deal acceptabil, cine știe ce alte clauze mai pun în această înțelegere, Curtea zice, da, le facem, e sănătos pentru națiune, hai să-i punem pe primar să vadă într-o perspectivă europeană. Ha, da. Se găsesc argumente juridice, juriștii noștri sunt atât de subtili și de dăruiți pentru a găsi justificări pentru decizii politice, încât nu exclus, nu dau ca sigur, n-am niciun fel de sursă, n-am... Da, asta este scenariul de astăzi. Tabloul zilei astăzi arată, sigur, preocupări din partea guvernului să negocieze cu sindicatele care anunță că blochează sistemul sanitar și cu sindicatele din domeniul medical, dar arată și faptul că există o mare dorință a partidelor politice să găsească până la urmă formula cea mai bună, formula care li se potrivește cel mai bine. Auzeam lideri ai PSD spunând că ei nu sunt dispuși să sacrifice democrația doar pentru că 5 întâlniri cu urnele de vot ale alegătorilor vor costa mult. Democrația are un preț, iar PSD-ul nu e cazul să sacrifice această democrație. Știți că nu sunt social-democrat, ba chiar aș zice din potrivă, i-am criticat de numărul ori, dar aici, dacă nu e o doar sună minunat, sună foarte bine. Argumentul este foarte clar. Și cum spuneam, este o ocazie unică pentru noi de a ne pronunța în 4 alegeri diferite, da? Am avut cel mult 2 alegeri în același an legislative, de pildă, pe vremuri când se făcea, erau crize la sfârșitul secolului 19 sau începutul secolului 20. Deci, iar în perioade recente am avut, cum spuneam, câte 2 alegeri pe an, prezidențiale după europene, parlamentare după locale. Și deci, pe fond, din punct de vedere al teoriei democrației, al culturii democratice,
e foarte bine să fim consultați. Și nu este o, povară să ieși de 4 ori din casă și să te duci până la secția de vot. Da. Adică nu, nici nu mai suntem, nu știu, 90 și oamenii s-au dus masiv la vot și au fost scozi. Poate că pe unii i-ar încurca să stea acum la coadă 2 ore, nu? Pentru a vot. Nu sunt scozi la vot. Secție de vot sunt aproape, deci nu e o nenorocire dacă ți rup de 4 ori din 365 de zile, de 4 ori îți rupi jumătate de oră, nu știu cât poate să dureze maximum mersul la vot și votarea. Chestiunea este că, evident, calculele partidelor sunt diferite. Am pomenit mai devreme în ce termen judecă UDMR. UDMR nu-și dorește să piardă reprezentarea europeană. Nu e o chestiune de blazon. Da. Și ei fac acest calcul. Partidul Național Liberal face calculul că dispune încă de un număr semnificativ de primari și că dacă alegerile locale sunt legate de o altă alegere, mobilizarea acestui număr foarte mare de primari contează în rezultatele de la parlamentare sau de la prezidențiale, dacă le-ar cupla. Deci fiecare are calculul lui. PSD-ul are calculul cel mai simplu. Suntem pe loc întâi, ne convine să testăm de mai multe ori forța organizațională pe care o avem și nu vrem să lipim vreo alegere de o alta, fiindcă riscăm să nu avem rezultatele pe care le dorim, pentru că alții ar putea să câștige ceva în plus pe un tabel sau altul. Nu? E calculul arogant în această privință. Nu câștigăm orice, pentru că, într-adevăr, în sondajele astea, cu toată neîncrederea pe care o suscită liderul partidului, PSD apare totuși ca primul în aceste calcule. Așa apare, apare la prezidențiale. La prezidențiale nu apare, pentru că acolo este un domn care se numește Mircea Geoan, în fine, și el a fost la PSD. Pe care ultimele partide dădeau postura asta de candidat independent. Da. El este lider. Dat. E singurul loc în care PSD nu-i dat drept câștigător. Nu? Marcel Ciolacu, care nu și-a anunțat în vreun fel candidatura, dar pare să-și dorească asta, apare pe locul 2. Dar în rest, pe PSD e și la... Va schimba ceva pentru oameni în momentul în care vom avea candidaturi asumate? Bun, Mircea Geoană are o vastă și susținută campanie de comunicare, da, din care se poate înțelege că vrea să candideze. Ei, dar... e secretarul Polișină. Da. Da, bun, dar în afară de asta nu e nimeni care să spună da, eu vreau. Da, și el zice că e ocupat la NATO și, în fine, pare foarte ocupat după câtă comunicare face aici, dar fiecare face cum îl taie capul. Se pot schimba în mod semnificativ lucrurile, nu? Fac un scenariu care îmi trece prin minte acum, dar pentru a demonstra ce înseamnă o schimbare. Ascultăm scenariu. Dacă Mircea Geoană devine candidatul AUR, nu? Scena se schimbă, nu? Pentru că ai un candidat care are deja în spatele lui intenție de vot de 20 și ceva, cu niște forțe naționaliste în ascensiune. La fel, se schimbă lucrurile dacă George Simion de pe o zi pe alta zice, știți, m-am gândit mai bine, nu sunt eu făcut de președinte, bun de președinte, să-l facem pe Marcel Ciolacu. În bine sau în rău? Pentru că nu știm ce reacție ar avea Marcel Ciolacu dacă ar auzi asta. Ce vreau să spun? Rolul prezidențiabil schimbă scena politică. Alegerile prezidențiale influențează alegerile legislative, dacă se țin în proximitate. La noi alegerile parlamentare în ultimii ani au influențat alegerile prezidențiale, pentru că primele două partide de la parlamentare, chiar atunci când parlamentarele s-au ținut cu un an sau doi înainte, au dat cum se cheamă, culoarea politică a finaliștilor de la prezidențiale. Deci, din clipa în care un prezidențiabil este asumat și din clipa în care cu atât mai mult se fac jocuri de felul celor pe care le-am imaginat foarte rapid aici, scena se schimbă. Pentru că
alegătorii cuplează la o figură, identități politice, gesturi ale partidelor, planuri, ideologie, mai la stânga, mai la dreapta, mai socialistă, mai creștin-democrată și așa mai departe. În fine, în alte părți, uitați-vă, nu? În America, alegerile sunt în prima marți din noiembrie și sunt deja câteva săptămâni de când au început confruntările în interiorul Partidului Democrat și respectiv Republican. La noi te lăsăm după europarlamentare. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Preda, pentru analiza dumneavoastră. Facem o foarte scurtă. După nenumăratele lui deplasări exotice din anul 2023, președintele Klaus Iohannis va străbate Asia în luna aprilie, cel mai probabil. Va vizita Oman, Vietnam, Coreea de Sud, potrivit informațiilor obținute de jurnaliști. Deci, noi deplasări în anul 2024 din partea președintelui Klaus Iohannis. Nu se lasă nimic, nu-l descurajează, rămâne determinat să vadă planeta cât timp este președinte. Vă aștept de la ora 14 cu informații noi despre negocierile care au avut loc la guvern între reprezentanții sindicatelor și cei ai executivului.